Noi reguli pentru așezarea la raft a produselor lactate obținute 100% din lapte pentru a fi mai bine diferențiate de cele pe bază de lapte sau cu adaosuri vegetale, precum margarina, au fost stabilite de guvern. Normele metodologice ale legii laptelui și a produselor lactate au fost adoptate pe data de 8 februarie, iar acestea au intrat în vigoare pe 10 februarie. Hipermarketurile care nu au ordine pe rafturile de lactate riscă o serie de amenzi. Astfel, laptele vegetal trebuie pus separat de cel de la fermă, iar margarina trebuie să stea separat de unt. De asemenea, marketingul înșelător și prețurile exagerate vor fi monitorizate de Observatorul Laptelui, instituție nou înființată în România. Autoritățile vor să elimine și falsurile, iar atunci când unui client îi se vinde o merdenea cu brânză, aceasta să nu ascundă de fapt grăsimi vegetale.